Bine, v-am găsit, măi, oameni faini, la un nou episod dintr-un snapshot review. De data asta o să prezentăm două snapshot-uri astăzi, pentru că am fost un pic uzleneș și data trecută, săptămâna trecută, de fapt, nu am prezentat nimic din snapshot-ul trecut. Puf, puf, puf. Hai să terminăm cu bălăvrăgeala și să trecem la treabă. Înainte de asta, cred că am găsit cel mai mișto sat ever. Și era spawnat fix lângă noi. Fii atent cât de tare. Ce-ar fi să vă fac eu o micuță surpriză și să vă scriu un slash S-E-E-D. Uite, ăsta e seed-ul. Dacă vreți să luați, să vă jucați pe acest minunat seed, ai uite cât de fain e satul ăsta plasat fix aici, așa pe marginea oceanului. Și nici nu plutește, adică e o insulă micuță aici. Look at this, dude. E pur și simplu o insulă micuță, mă rog, peninsulă. E prea epic. Man. Bă, nu cred. Cred că o să salvez harta asta. Să am seed-ul și eu pe veci. Ce mai e pe aici? În afară de, mă rog, copaci. Câmpie în spate. Dar satul ăla de acolo e genial plasat. Începând cu începutul, în snapshot 20W09A, parcă, dacă bine țin minte și sper să nu mă șel, am avut două blocuri introduse. Unul ar fi acest mirific și mirobolant target block, care practic, dacă tragem noi cu o săgeată în el, o să vedem că se aprinde lampa din spate. Nu contează în care parte tragem, practic putem să tragem în fiecare parte, fie că e sus, fie că e jos, fie că e în stânga, fie că e în dreapta, și în funcție de zona în care nimerim, o să se aprindă practic redstone-ul mai tare sau mai, adică semnalul de redstone o să fie mai puternic sau mai slab. De exemplu, dacă tragem în colț, o să vedem că îi se dă buț rău de tot. Dacă tragem mai spre mijloc, o să meargă mai tare. Și dacă plim fix în centru, cred că o să emită 15 blocuri sau 16 blocuri, ceva de genul ăla. Nu mai știu 100% sigur, că pe astea l-am pus degeaba aici, aparent. Dar practic puteți să trageți pe oricare parte vreți voi. Chestia asta poate fi folosită, din punctul meu de vedere, să faci niște intrări secrete, deși n-ar fi super, super secrete. Ar trebui cumva să le ascunzi cu liane sau cu apă și să nimerești cumva, să știi tu unde îi. Dar ideea e că se pot face o grămadă de chestii cu el. Practic, în loc să lași asta aici, poți să te duci în mușer și să iei, de exemplu, un repeater. Uite așa. Și oriunde ai trage în momentul de față, o să emită același semnal. Practic, și dacă îi trage aici în colț. Bine, și semnalul o să fie emis pentru o scurtă perioadă de timp, nu o să rămână pornit pe veci. Bineînțeles, poți să folosești și alte tipuri de... De exemplu, poți să folosești și snowballs. Alte tipuri de proiectile. Pentru a păli chestia asta. Bullseye. Sau splash potions, spre exemplu. Nu prea are importanță, orice tip de proiectil pe care tu îl găsești, poți să-l folosești pe target blocul ăsta ca să activezi semnalul ăsta de redstone, ceea ce e super interesant, man. Adică poți să-ți faci, de exemplu, gândiți-vă, poți să ai o casă și să ai gen niște lumini și ăsta să fie întrerupătorul. Și puf, tragi de la distanță cu arcul, ai prins luminile, puf, tragi încă o dată de la distanță cu arcul, ai prins luminile. Cât de tare ar fi! Și ca un om inteligent care este eu, hei, du-te înapoi în apă. N-am apucat să salvez. Trist. Am uitat să vă arăt cum se craftează. E bine, e destul de simplu. Se pune în hay bale și cu 4 bucățele de de redstone în jurul lui și uite așa obținem un mirific target block. Pam, pam, pam. Target block-ul. Cel de-al doilea bloc adăugat în snapshot-ul trecut este Crying Obsidian, după cum putem să vedem și noi aici. Și din câte am observat eu până acum, blocul ăsta nu poate fi craftat. Adică, cred că o să fie găsit cumva prin lume sau prin nether, mă gândesc. Habar nu am. Dar pare a fi un fel de obsidian care are apă în el și are particulele astea ciudate și interesante. Adică, e ca și cum, uitați-vă și eu, e ca și cum ar fi niște picuri de apă care ar cădea cumva din obsidianul ăsta, dacă bine văd eu. Partea interesantă e că încă nu știm ce să face cu el. Nu cred că putem face portale, dacă bine țin eu minte. Ia, ciuci. ok, poate fi mutat de pistoane, ceea ce e super mișto. Și
este blast resistant, adică poți să pui explozii pe el și nu se întâmplă nimic. There we go. Putem să mutăm practic blocul ăsta și pe lângă asta să nu se întâmple absolut nimica. Îți tare curios dacă ce vreau să iau? Vreau să iau un din ăsta, slime. Așa, niște slime și niște din ăsta. Și îți tare curios să vedem dacă poți să muți practic slime-ul ăsta și să nu miști obsidianul ăsta. Aparent nu merge schema așa. Aparent crying obsidian nu se lipește de slime. Spre deosebire de obsidian, care în mod normal, dacă facem noi treaba asta, o să vedem că nu se lipește de slime. Se pare că totuși crying obsidian nu se lipește de el. Well, e și asta o schemă. Chestia și mai drăguță la crying obsidian ăsta e că emite lumină. Emite o lumină de 10, dacă bine țin minte, și dacă dăm un F3 aici și ne ducem fix călare pe el și ne uităm în stânga la light, vedem că avem client light, uite acolo în stânga, sub facing sau whatever, 15 de la sky și 9 de la bloc, adică practic de la blocul ăsta. Deci emite, să zicem, dacă stau lângă el așa, sau pe el, da, deci emite o lumină de 9. Ceea ce e super interesant, adică poți să ai obsidian de genul ăsta care să îl pui prin pământ sau uite pe sub apă. Pe sub apă chiar arată mișto, pe lângă niște coral și pe lângă niște chestii, arată chiar bestial. Drăguță treabă. Țuști în Nether. Am dat sunetul ceva mai tare pentru voi în Minecraft ca să puteți să auziți și voi. Chestia asta este băgată acum din ultimul update 10A. Și practic sunt toate sunetele astea sinistre care sunt băgate prin fiecare biome în parte. Dude. Și sunt și ceva sunete de vânt sau ceva de genul ăla care atât de ciudat sună, mă jur. Holy moly. Sinistră rău treaba. Câteva micuțe schimbări la gușterii ăștia, adică ăștia micuții, piglini ăștia micuți, sau care, stai cum vrea, nu, hoglini, așa, hoglini ăștia micuți, o să se joace în mod normal cu... Opa, stai, am încurcat chestiile. Deci, hoglini ăștia micuți ar trebui să se joace în momentul de față cu piglini ăștia micuți. Bine, în afară de ăștia doi care se bat, aparent. În teorie ar trebui să interacționeze. Hai să spawnăm cât mai mult, să vedem. Poate careva dintre ei tot interacționează. Uite așa, ăla. Din ce am văzut eu, parcă îi călăreau. Se urcau unul peste altul și da, în momentul de față văd că nu vrea niciunul să interacționeze cu ei. Hai bă, uite-le. Iată-l, părinte-l. Frate, Rică Geamantan, ce faci? Unde te duci? Unde te duci și de ce? Zi, încotro vrei să călătorești? Bă, poate vă aruncați dracu de aici, aveți stâmpiți. Uite-le, poc. Și acum ce o să faci? se urcă pe ei, se dau jos de pe ei, n-au nicio treabă. Adică să scala ei acasă, se distrează fără treburi. În timp ce ăștia se moară pe aici. Uite, și ăsta vrea să urce și el, dar nu poate. Drăguț, drăguț. Deci, practic... înainte ziceau, în update-ul trecut, l-au omorât pe săracu, în update-ul trecut ziceau că practic ăștia doi ar trebui să interacționeze și să fie prieteni, dar din păcate nu se întâmplă chestia asta. Văd că au băgat-o în 20W09A, chestiuța asta. O micuță mare schimbare au primit și pigmenii, care de fapt nu mai sunt zombie pigmen. În momentul de față, gușterii ăștia se numesc Zombified Piglin. Și au o singură ureche din ce vedem noi.
arată exact ca și piglinii aproape, doar că au o singură urechiușă. Și cred că dacă eu mor, îți dropează aceleași chestii, adică, da, nuggeturi de gold sau gold sau săbii de gold și, bineînțeles, carne de zombie. Deci cred că, cred că fermele de gold încă sunt salvate, cred, sper, nu știu. Da, primim gold. Un alt micuț update a primit și lava, care o să se miște mult, mult, mult mai repede față de cum se mișca înainte. I mean, come on, look at this. It's flowing, baby. Și cred că o să dispară și mult mai repede. Da, dispare parcă și mult mai repede decât înainte. Și pe lângă asta o să împingă iteme și entități exact cum face apa. Bine, pentru itemele și entitățile care nu ard, practic, în lavă. Găleata de lavă, din păcate, arde în lavă. Asta e trist. Ce urât arăta la mă. Uitam așa. Urât. Cred că dacă bine țin eu minte, ar trebui să vedem P-I-G Zombified Piglin. Ok. Cum mai zice la Blaze? Toți gușterii ăștia care, da, sunt împinși. Da, sunt împinși un picuț cam încet. S-ar putea să miști un picuț mai repede, ar fi mișto. Chestia asta ar putea fi folosită la anumite ferme, da? Nu un fel în care se mișcă. Adică se mișcă foarte, foarte încet. Și foarte, foarte aiurea. Toată schema asta, când se mișcă încet. E urât. E urât de tot. O altă chestie interesantă e că acum ne putem cățăra pe vine-urile astea. Adică dacă țin space-ul apăsat, simplu, urcăm, coborâm, urcăm, coborâm. Și asta arată destul de mișto, adică roșiaticul ăsta, e frumos, îmi place. Am putea să-l folosim la o grămadă de lucruri. Interesting. Și mai avem și lucrurile astea, care se numesc huge fungi sau ceva de genul ăla. Și pot fi crescute, bineînțeles, numai pe blocurile lor. Adică N-I-L. Nu așa se numește? Sau cum se numește asta? A cu Y. Ok. My bad. Pac, dacă luăm așa. Și după aia scriem F1 așa și avem aici minunățile astea și după aia scriem niște bone meal. Pup. Și avem chestia asta. Putem să mergem undeva aici, spre exemplu. Și să plasăm o chestie de genul ăsta. Stricăm Nether-ul. Nu, pufule, ce faci? Bun. Și dacă punem asta de aici și încercăm să o creștem, nu mă lasă, oricât aș încerca să dau click pe ea. Dar dacă o punem pe sorsa și boom, avem chestia asta. Și din coace exact la fel, dacă punem ăsta din Warped Forest sau cum eu zice și punem asta din Crimson, încercăm să dăm click pe ea, nu merge. Dar dacă o punem pe asta din Crimson, din Warped, boom, ne dă dita mai copăcelul. How about them apples? Aparent cuștirea ăștia poate să treacă prin portar să ajungă aici. Dai. Thank you. Un lucru pe care vreau să vi-l arăt în momentul de față este că, în sfârșit, hoe-ul are niște întrebuințări. Cum ar fi, de exemplu, dacă facem chestia asta și chestia asta. Asta-i, da, Netherworld. Ok. Și practic putem să folosim și chestiile astea din fungi sau fungi sau cum le zice. Bam, 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 bam. Și ăsta la alt. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Și bam. Și ne dăm noi frumușel pe survival. O să vedeți că putem să spargem blocurile astea mult, mult, mult mai repede cu hoe-ul. Ha! How about that? Până și Netherworld blocul, uite ce repede se sparge cu hoe. This is so beautiful. Până și asta. Și încă o schemă mișto e că hoe-ul poate fi enchantat în momentul de față. Poate primi pe el unbreaking, mending. Bine, din enchanting nu poți să pui mending pe el, poți să-l pui într-un anvil mending-ul. Dar ideea e că poți să pui enchant-uri pe el. Aia e principalul. Black Badge. Așa că pentru scopuri educative mi-am dat 8000 XP
Și de ce nu? Bun. Deci dacă punem aici asta, vedem că avem eficiență. Hei. Și am breaking. Hello. Super. Pe tine am breaking și eficiență. Pe tine? Oh, get the hell out of here. Du-te, bă, ce enchanturi prind, bă, nebunule, bă. Bă, nebunule, bă. Uite și tu acolo, bă, băiatule, bă. Și siltaci. Aparent poți să primești și siltaci pe ale. Cât de tare, dude. Bineînțeles, și cu astea poți să spargi blocurile respective mult, mult, mult mai repede. Și să faci chestiile astea mult, mult, mult mai repede. Și bineînțeles, nu o să se strice la fel de greu cum se stricau înainte. Ce-am uitat să-mi iau? Un anvil. Mamă, ce om ești. ANV. Bam, bam, gata. Ne trecem înapoi pe survival și pup, dacă punem ăsta aici, o să vedem că putem să punem practic mending. Nu știu din ce cauză, în snapshot-ul ăsta nu pot să schimb numele lucrurilor, dar ideea e că poți să pui mending pe un hoe. Nu contează, fie că e el de lemn, adică poți să faci chestia supremă, să-ți faci un hoe de lemn. Să-ți pui pe el toate enchanturile astea, adică am breaking 3, eficiență 5, forge, sau nu, seal touch, și să-ți pui și mending. Deci cine ar fi mai tare ca tine cu un hoe de lemn cu enchanturile astea pe el? Ce ziceți voi de chestia asta? Prea tare. Există oare posibilitatea ca și Crying Obsidian să hidrateze chestiile astea? Interesant. Interesant, cel puțin. Interesant, dragă domnule Watson. Dar avem 4 blocuri noi, să zicem. Da, aș putea să zic 4 blocuri noi. Dacă luăm un crafting table frumușel și îl plasăm, uite aici. Pup, ăla-i. Și blocurile astea o să aibă practic șmecheriile astea. Și bineînțeles se craftează la fel ca și se craftează la fel ca și celelalte blocuri, de altfel exact aceeași treabă. Boom. Dacă și reușesc să fac ce vreau să fac, așa. Deci se craftează exact ca și celelalte blocuri. Same thing, imagine. Uite așa. Și practic aici putem să facem o schemă de genul ăsta, pentru că eu sunt puf și pot. Același sunet de plasare și au, bineînțeles, exact aceeași textură pe toate părțile, cu venișoarele astea, chestiile astea, bum bum bum. Și bineînțeles că pot fi făcute și stripped. E, în momentul în care le faci stripped, își pierd chestia aia, pentru că ar fi logic și normal ca și atunci când le faci scânduri. Dar, dude, deci culoarea asta, I'm in love with it. E așa faină. Uite-te cât de mișto e. Și gândiți-vă acum, nu fetelor care vă jucați Minecraft, nu trebuie să vă mai puneți texturi ca să creați case colorate. Aveți lemnul ăsta. Puteți să faceți case colorate de care vreți voi. Uite-te la ele, ce simpatice sunt. E bine, dragilor, și un ultim lucru și sper din tot sufletul că n-am ratat nimica din astea două snapshot-uri. Deși eu unul mă cam ocup doar de, adică mă cam ocup, prezint în snapshot review-urile astea doar chestiile legate de survival, adică blocuri noi băgate și chestii de genul ăsta. Nu prea mă pricep la partea tehnică a Minecraft-ului și la chestia asta mă refer la comenzi și la chestii din astea noi adăugate care puteți să le folosiți voi, care unii dintre voi care faceți hărți și programați tot felul de lucruri interesante și așa mai departe. Eu mai mult mă bazez pe partea asta de survival. Ce chestii noi să bag în survival, cam aia prezint și eu. Așa că, trecând la ultimul lucru care a fost adăugat, în sfârșit, smithing table-ul are o interfață și o întrebuințare. Dacă mai țineți voi minte toate lucrurile astea, armura și toate chestiile astea de netherite, înainte se obțineau destul de simplu în inventar. E bine, în momentul de față, dacă mergem în inventar sau într-un crafting table, dacă mergem într-un crafting table și încercăm să facem treaba asta, nu mai funcționește. Pentru că, ai Dumnezeu, a fost băgată în smithing table. Și practic, așa o să obținem de acum încolo toate uneltele și toate armurile noastre de netherite. Pam,
pam, pam, pam. Și în sfârșit are și chestia asta o întrebuințare. Deși, după cum zicea Sisi Zuma, ar fi mișto dacă ar mai upgrada interfața asta un picuț, că arată tare, tare simplistă și tare ciudată. Dar totuși, ideea e că avem o întrebuințare pentru smithing table-ul ăsta, nu mai e degeaba, practic. Nu îl mai folosim pentru... Ups. Nu îl mai folosim pentru podele sau pentru tavane. Deși, ca și tavan, arată ceva. Nu e așa rău. Dragii mei, astea fiind spuse, Puf cel Ud, care se află în ploie în momentul de față, în ploie, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să lăsați un micuț like la acest video dacă v-a fost de folos și dacă v-a plăcut. Și noi ne vedem pe data viitoare. Până atunci, aveți mare de grijă de voi. V-am țucat. Ciao, les.